În această lecție vă voi arăta cum să vă citiți balanța. Secțiunea superioară vă arată din ce este compusă balanța voastră și ar trebui să coincidă cu suma alăturată butonului Cash Out. Este descompusă în cât IPL disponibil aveți, câte dintre câștigurile voastre sunt în curs de maturizare, câte dintre câștigurile voastre sunt complet maturizate și orice sume în așteptare, pending. Secțiunea a doua reprezintă suma maturizată timp de 30 de zile. Vă arată câți bani aveți pentru a cheltui la piață pe produse, servicii sau bloguri premium. Secțiunea a treia reprezintă suma maturizată timp de 60 de zile. Această secțiune vă arată câți bani aveți maturizați pentru a-i putea folosi pentru boosting și aduri. Secțiunea de jos reprezintă suma maturizată 90 de zile. Vă arată care sunt fondurile voastre maturizate complet, cu care puteți plăti IPL-ul utilizat sau puteți face cash out. Nu uitați, trebuie să vă plătiți taxa IPL și să vă achitați IPL-ul utilizat înainte de a putea face cash out. Dacă suma IPL utilizată este mai mare decât câștigurile voastre complet maturizate, nu veți putea să încasați bani sau să folosiți aceste câștiguri pentru a vă plăti taxa de procesare IPL. Puteți plimba cursorul pe butonul Detalii pentru o defalcare mai detaliată a balanței voastre. Iată cum puteți să vă citiți balanța Fanbox.